Luna martie, aprilie, avem stabilit această campanie de curățenie. Într-o primă etapă, până la sărbătorile de Paște, s-a început deja și poate ați observat în oraș lucrări, mă rog, care se execută de către cei de la salubritate, de asemenea, de către asociațiile de proprietari. Implicăm în acest program de curățenie, tot pentru curățenia orașului și unitățile școlare. Avem un grafic pe zile, vom veni în zonă cu forțe de la Rosal, cu mașini de salubritate. Mă voi implica și eu personal săptămâna viitoare în această campanie de curățenie și fac un apel aici la cetățeni, la președinții asociațiilor proprietari, administratori, la directorii de unități școlare, la șefii de instituții publice, să ieșim să facem curățenie, să pregătim cât de cât sărbătorile pascale și să facem curățenie în oraș. Deci sperăm ca de săptămâna viitoare să putem intra în linie dreaptă, având în vedere faptul că se estimează că după 20 martie nu va mai ninge și nu vor mai fi temperaturi 0 grade.